Fiecare zi, în fiecare oră, într-un oricare colț al lumii, e nașterea o nouă ființă, un nou suflet. Viața este un proces de devenire, o combinație de stări prin care trebuie să trecem. Uneori, oamenii eșuează când doresc să aleagă o stare și să rămână. Oamenii așteptau o minune și iată, cu 16 ani în urmă, a venit pe lume Bobocelul, într-o chipare a finieții, purității și sincerității. Din viața noastră se scurg zile, săptămâni, luni, ani, atâtea momente, atâtea aventuri, atâtea clipe s-au scurs și așteptările noastre s-au adevărit. Acest Bobocel a ajuns la altă etapă a vieții, numită adolescența, în care visăm și suntem cu capul în nori. Primii fiori, primul sărut, prima dragoste, este focul care încălzește inimile tinerilor, iar acest foc se poate stinge odată cu apariția indiferenței, orgoliului, certurilor, rămânând cenușa amintirilor ce ne frământă. Mai ții minte când ne-am cunoscut? Ți-am prins privirile pe trebuie de trecători. Și dacă m-ar întreba cineva de ce te iubesc, aș spune că iubesc această ființă. Iubesc sunetul vocii ei, curiozitatea ei, discreția ei, felul cum vede lumea. Mă întreb, oare ar putea trăi fără mine? Mai tu și ești? Ești singurul somn care mă ține treaz. Singura înțepătură care mă mângâie. Tu ești totul pentru mine. Măiriți, nu mai fi atât de sentimental. Simt cum toată, simt cum lumea se năroie peste mine. Nu pot să înțeleg cum s-a ajuns până aici. Ne iubeam atât de mult. Ea s-a întors și s-a dus. Prin focul ce ardea în sufletul lui, încet, încet, de la fiecare reproș al ei rămânea urmă de cenușă. Și această plecare a ei a fost ultima picătură de răbdarea lui. Lipsa ei l-a dus la o stare de tulburare, din care puțin i-ar găsi o ieșire. Peste un timp, ea și-a amintit de existența lui și-a amintit de ultimele vorbe spuse de el. În acel moment s-a trezit dorința de a revedea și într-un târziu s-a decis să sune. Asta a fost primul apel la care el nu a răspuns. În capul ei apăreau diferite gânduri care o făcea să se îngrijoreze cât mai intensiv. Ea se duse la locul întâlnirii lor și îl văzuse pe el cu capul aplecat. Cum pe nimeni nu interesează durerea mea? Înțelege, nici acolo și nici drogurile nu o să te facă să uiți ce-a fost de ochii mei și ai tăi. Știi ce e culmea? E culmea că nu pot să te urăsc. Doar indiferența ta m-a făcut să ajung ceea ce sunt. Te rog, spune-mi că încă mă iubești și niciodată nu o să pleci lângă mine. Ce s-a întâmplat? Până acum, de câte ori mai sunat de dimineață sau noapte târziu? Ca să-mi spui cuvinte de dragoste. De câte ori mi-ai dat un mesaj pe telefon? Poate că nu-ți place romantismul. Dar eu, mai presus de tine, îmi plăcea să fac pe oamenii fericiți în jurul meu. Știi? Suntem ca albul și negru. Deci am făcut tot posibilul ca să te îndepărtesc. E vina mea. Și unica mea speranță care mă îndeamnă și mă împăcărează acum să-ți vorbesc, e aceea care te-a face să zâmbești. Spui asta. E aceea de a-ți arăta atât de mult respect pentru mine. E aceea de a-ți mulțumi că ești totul pentru mine și că din toate mai ales și unica, e unica pe mine. Te rog, iartă-mă. Spui asta doar din mila pentru ce am ajuns, dar nu și din suflet. Nu crezi asta. Frica, iubirea, tristețea, ura, fericirea, doar cu tine le-am simțit cu adevărat și doar